Corvinul Hunedoara a fost eliminată din Europa League după ce a fost învinsă de Rijeka cu 1-0. Deținătoarea Cupei României continuă în Conference League. Rijeka a presat Corvinul în startul meciului. În minutul 12, Ivanovic l-a găsit cu o pasă la colțul scurt pe Petrovic, acesta reușind să trimită în plasă din 4 metri. Hunedorenii au început să conteze mai serios în ofensivă după o oră de joc, la situațiile de finalizare ale lui Neacșa și Lupu. Până la final, câștigătoarea Cupei României a pus presiune pe adversari, dar în ciuda celor 10 minute de prelungiri nu a reușit să egaleze. Antrenorul Florin Maxim a spus că se aștepta la o presiune din partea gazdelor în start de meci. Da, este genul de meci la care noi ne așteptam. Știam că întâlnim o echipă puternică pe teren propriu. Am văzut multe meciuri și știam că începutul de joc le va aparține, pentru că au subordonat echipe mult mai mari și mai bune decât noi, dar știind aceste lucruri, trebuia să gestionăm altfel începutul de joc. Am început. Yeah, we knew it's going to be a tough opponent. După care, să spunem, puteam balansa partida, începutul de partidă, cu acea lovitură de cap a lui Manolache din corner. Știam că ne vom elibera pe bara a doua. Puteam marca noi atunci și poate altfel ar fi stat acest joc.